Ulei de usturoi cu iaurt sau smântână. Avem nevoie de 2 căpățâni de usturoi, după cum vedeți, le-am curățat deja. În castron avem o linguriță de sare și vom zdrobi usturoiul, după aceea vom pune puțin ulei și smântâna sau iaurtul. După ce l-am zdrobit, îl vom pisa să fie mai finuț. După aceea vom pune puțin ulei, 2-3 linguri de ulei. După aceea vom pune ori iaurt, ori smântână, după gust. Smântâna e mai grasă, iaurtul e mai bun. După cum se vede, s-a făcut ca o pastă. Acum vom pune puțin ulei și îl vom amesteca. După aceea vom pune iaurtul sau smântâna. După cum vedeți, s-a mai mărit volumul din cauza uleiului și acum vom pune iaurtul. Cine dorește, poate să spună și smântână. Poftă bună!